Slăvit să fie Domnul! Este o bucurie și o onoare pentru mine în această seară frumoasă de toamnă. Ați văzut cât de frumoasă este toamna afară? E adevărat că a mai și plouat, dar cu toate astea, Dumnezeu este un pictor extraordinar. Și așa de bogată este paleta Lui de culori. Slăvit să fie Domnul pentru frumusețea Lui! Este o onoare așadar pentru mine să fiu într-o asemenea seară frumoasă împreună cu dumneavoastră și am venit de la Arad cu câteva scopuri. Unul dintre ele este să vă propun ca împreună să facem liniște în interiorul nostru și să încercăm să prindem un ecou care uneori este greu de prins. Ecoul din trecut. Câteodată e ușor să te uiți în jur și să te lași copleșit de toate lucrurile pe care le trăiești, de strigența pe care prezentul, nevoia, urgentul o pune peste tine. Și este greu să te liniștești și să auzi acel ecou care vine de undeva din negura istoriei. Am venit așadar să vă propun să auzim un astfel de ecou. De asemenea, am venit să vă mai propun ceva. De fapt, am în buzunar pentru fiecare dintre dumneavoastră, în buzunar este o metaforă, am în buzunar pentru fiecare dintre noastre o invitație. Vă propun în seara asta, ca împreună, să plecăm de aici într-o călătorie, într-o vizită. Îmi veți zice, what? Cum? Să vă explic, să mă explic. Cred că una dintre cele mai importante abilități pe care Dumnezeu le-a dat omului, o abilitate pe care o uităm adeseori sau o neglijăm, este capacitatea de a ne imagina. Puterea asta pe care o are creierul nostru de a-și închipui. Atunci când studiem Scriptura, un lucru frumos, un lucru care adeseori ajută, este tocmai asta. Să încerci ca prin imaginație să pătrunzi în textul pe care îl citești. Și să fii martor al evenimentelor care ți se descriu acolo. Să încerci să simți locul ăla. Să încerci să ți-l imaginezi. Să tragi aer în piept și să simți parfumul din jur. Să îți apleci urechea și să auzi zgomotele de fundal. Asta poate fi un exercițiu care ne ajută mai mult decât ne putem imagina noi în studierea Scripturii. E bine, vin la dumneavoastră în această seară frumoasă cu o invitație. Invitația ca prin puterea imaginației împreună să plecăm într-o călătorie, să mergem într-o vizită. Vă propun să mergem împreună într-o familie, să asistăm cu toții la un eveniment extraordinar de încărcat de solemnitate, de forță, chiar și de element profetic din viața unei familii din vechime. Întrebarea este, vreți? Să dea din cap cel care vrea. Eu aș vrea să mergem toți. Credeți că se poate? Dacă se poate, să pornim. Sunteți gata? Ne vom duce în Egiptul antic. Mergem pe acolo, pe străzile acelea, încercați să vă imaginați, străzile sunt un pic mai strâmte decât străzile cu care suntem obișnuiți noi, mai ales dumneavoastră aici la Oradea, un pic mai strâmte decât atât. Dacă deschideți ochii bine, ochii imaginației bine, veți vedea că pe străzi, pe măsură ce ne apropiem de casa unde suntem invitați, din loc în loc sunt pâlcuri de soldați. În curtea casei, iarăși vom întâlni soldați. Pătrundem încetul cu încetul în casă. Ați pătruns? Ați venit? Trebuie să vă aplecați un pic, că unii dintre noastre sunteți prea înalți. Pentru clădirile acelea și pentru încăperile din lumea antică, noi suntem uriași. Ne aplecăm un pic și ne facem loc. Aș vrea să nu-i deranjăm. Mergem în vizită la o familie care se reunește împreună cu tatăl lor. În jurul patului sunt adunați copiii, băieții. Are mulți băieți, bărbatul ăsta. Uitați-vă atent pe pat. Pe pat stă un bătrân în capul oaselor. Știți câți ani are? 147 de ani.
Nu vă lăsați amăgiți de vârsta lui. Deși este atât de în vârstă, cuvintele lui sunt încă puternice. Se află la capătul vieții. După textul acesta, imediat Biblia ne va spune că bătrânul ăsta își va trage picioarele în pat și va muri. Dar încă vorbește și cuvintele lui sunt puternice. Ce aș vrea să facem în seara asta este să-i lăsăm să termine întâlnirea și după ce au terminat întâlnirea, să ne ducem după câțiva dintre fiii lui și să le întrebăm pe toți, pe aceia la care ne vom duce, o singură întrebare. Care este lecția majoră a vieții tale? După ce ai trăit tot ceea ce ai trăit și după ceea ce ți-au auzit urechile de la tatăl tău în seara asta, care este lecția majoră a vieții tale? Și în felul ăsta să putem surprinde acel ecou fin care vine din trecut. Dar acum să-i lăsăm să vorbească, să ne ascuțim urechile și să primim cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat acestui tată pentru fiii săi atunci și pentru noi astăzi. Putem? Dacă da, haide să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, că lindă-mi și mie Biblia, te rog. Vom deschide în Geneza, capitolul 49. Cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați dat seama că în direcția aceea mergem. Vom citi câteva versete de aici, începând cu versetul 1. Geneza, capitolul 49, începând cu versetul 1. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fiii lui Iacov, ascultați de tatăl vostru, Israel. Și acum îi ia pe rând. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic apele, tu nu vei mai avea întâietatea. Căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de sinicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și voi risipi în Israel. Versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cura lor, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei, binecuvântările tatălui tău întrec, binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului, fraților săi. Amin. Vă invit să ocupați locurile și mai am o rugăminte. Să nu plecați din cameră. Să nu plecați din cameră. Se va termina rapid și ne vom duce încetul cu încetul după fiecare dintre ei, cel puțin după ăștia despre care am citit, să-i întrebăm exact acest lucru. Care este lecția majoră a vieții tale? Dacă ar fi să-mi spui într-o singură propoziție, sau poate într-o frază, dar nu prea lungă, care este lecția majoră a vieții tale? Ce ai putea să-mi spui? Tocmai am citit o parte, o porțiune dintr-unul dintre cele mai puternice texte ale Antichității.
Ați remarcat cu siguranță și dumneavoastră accentele profetice. Ați remarcat de asemenea că fii ăștia care s-au adunat în seara aceea la întâlnire cu tatăl său, bătrânul lor tată, vor forma în timp una dintre cele mai puternice și longevive națiuni ale Pământului, națiunea lui Israel. Ați remarcat felul în care se raportează tatăl lor la ei. Știți că de obicei cuvintele spuse pe patul de moarte a unor oameni care se află pe ultima sută a vieților sunt cuvinte încărcate cu putere, încărcate uneori cu profeție, în cuvinte la care trebuie să luăm aminte. Dar dincolo de elementul profetic, dincolo de lucrurile pe care le-am putea învăța legate de aspectele astea macro ale istoriei acestor băieți, în seara asta vă propun să ascultăm câteva ecouri ale vieților și să luăm acele lecții, acele ecouri și să le lăsăm să ne atingă inima, să vibreze cumva în sufletul nostru. Înainte de a merge după ei, trebuie să mai lăsăm un pic să mai stea de vorbă unul cu celălalt. Înainte de a merge după ei, permiteți-mi să fac un scurt survol al acestui text în câteva idei, care sunt importante și pentru context, dar care sunt ele în sine niște învățături puternice pentru noi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun. Ați remarcat cum începe textul? Ce vrea să facă Iacov cu copiii săi? Îi cheamă pe fiecare în parte, îi cheamă în jurul patului său, a patului său de moarte și le spune: vreau să vă vestesc lucrurile care urmează să se întâmple. Cu alte cuvinte, vreau să vă vorbesc despre viitor. Despre viitor. Și cine n-ar vrea să audă despre viitor? Eu unul sunt interesat să aflu care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac, în așa fel încât viitorul meu să fie un viitor binecuvântat. În așa fel încât viitorul meu să fie un viitor aflat la picioarele Domnului, să mă știu intrând în destinul pe care Dumnezeu l-a creionat pentru mine. Dumneavoastră vreți asta? Nu cred că este cineva aici care să vrea să trăiască o viață amărâtă, o viață târâtă, o viață care îl nemulțumește pe el și pe ceilalți și mai rău, o viață care nemulțumește pe Dumnezeu. Noi toți credem, noi toți știm, noi toți propovăduim asta, că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, iar planul lui este măreț, este frumos, că există un loc în care se merită să-ți duci viața și acel loc este planul lui Dumnezeu pentru tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Nimeni nu vrea să rateze acest plan. E important să te gândești la el. E important să faci pași înspre el. Iacov vrea să le vorbească despre viitor fiecăruia dintre ei. Și cu toate astea, remarcați subtilitatea textului. Ciudățenia, dacă vreți, a textului. Când începe să ia pe rând pe fiecare dintre ei, pe Ruben, pe Simeon și Levi, inclusiv pe Iosif, Iacov nu vorbește la început despre viitor, ci despre trecut. Despre ce au făcut, despre ce fel de oameni au devenit, despre alegerile care i-au modelat pe fiecare dintre ei. Cum adică? Vrei să vorbești despre viitor și primul lucru pe care îl spui să fie trecutul? A greșit Iacov? Nu. A fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Cei mai mulți tineri, și am înțeles că în seara asta, în general, accentul cade în zona asta, dar cel mai mulți tineri, dar și oameni mai în vârstă, au sentimentul că viitorul va începe mâine, l-așteaptă să înceapă mâine. Astăzi ne mulțumim cu puțin. Astăzi ne mulțumim cu o viață pe care, ea, pe aici, pe acolo, poate ne mulțumește, dar nu o considerăm ca fiind planul lui Dumnezeu pentru noi. Ne așteptăm ca viitorul să înceapă mâine. Să înceapă atunci când ne-am terminat studiile. Ne așteptăm ca viitorul să înceapă atunci când, într-un final, ne-am căsătorit cu iubirea vieții noastre. Ne așteptăm ca viitorul să înceapă după ce se termină nopțile alea nesfârșite de nesomn, pentru că toți copiii pe care i-am primit au început să plângă și să plângă și să plângă. Atunci va începe viitorul, după ce, într-un final, vor fi adolescenți. Și dacă îi întrebați pe părinții de adolescenți, cum sunt eu, uneori au sentimentul că viitorul trebuie să înceapă când vor crește ăștia mari. Atunci începe viitorul. Dar cât de amar trebuie să greșim când gândim așa? Pentru că viitorul deja a început. Deja a început. Cu fiecare alegere, cu fiecare decizie pe care o fac, cu fiecare aspect al vieții mele, cu fiecare hotărâre pe care o iau la fiecare intersecție a vieții mele, eu construiesc împreună cu Dumnezeu viitorul. Viitorul nu apare din neant. Viitorul nu apare de nicăieri.
Viitorul nu vine de undeva de sus, îndesat în straița, în plasa ta. Nu, nu, nu. Viitorul se construiește cu fiecare decizie, cu fiecare moment. Și asta vrea să le spună Iacov. Se uită în ochii fiecăruia dintre ei. La Simeon și Levi nici măcar nu se mai uită. E atât de pornit împotriva lor încât, remarcați verbele, devin de la personale, cum sunt verbele când se adresează lui Ruben, la impersonale, cum sunt verbele când se adresează lui Simeon și Levi, și vrea să le spună fiecăruia: Dumnezeu avea pentru voi un alt fel de viitor. Dar deciziile voastre, dar hotărârile voastre modelează, ridică sau dărâmă acel viitor. Vin înaintea ta în seara asta să-ți spun: nu mai aștepta viitorul de mâine. Dacă tu n-ai viața aranjată, dacă tu n-ai inima vindecată de Dumnezeu, nu ți-o va vindeca cineva care vine într-o relație cu tine. Tu ai nevoie să ți se vindece inima. Dacă tu nu ți-ai rezolvat problemele trecutului, faptul că vine lângă tine o persoană potrivită nu înseamnă că acea persoană potrivită îți va rezolva problemele trecutului. Sunt acolo în dulap uriașii cu care trebuie să te bați. Viitorul a început deja. Ascultă ecoul trecutului cum reverberează în viitorul tău. Ascultă ecoul trecutului cum atinge și modelează fiecare aspect al trecutului, al viitorului tău. Viitorul deja a început. Îmi vei zice: și la mine? Cam 13 ani. Da. Și la tine. Și la mine? Cam 10 ani. Da, și la tine. Noi nu intrăm în viață tabula rasa, cum zicea latinul, o tablă pe care scriem, ci venim cu bagaje, cu moșteniri care ne influențează. Ăsta e primul adevăr al textului. Primul lucru pe care îl surprindem în acest survol pe care îl facem textului: viitorul a început deja. Al doilea lucru, surprinzător și superb în textul ăsta: trebuie să ne grăbim un pic, că pleacă ăștia. Și trebuie să-i prindem la ieșire, să-i întrebăm. Al doilea lucru interesant: câți ani am zis că are bărbatul ăsta de pe pat? 147 de ani. Aveți acasă bătrâni, bunici, buni. Ce le place să facă? Când te prind. Adevărul e că ar trebui să te prindă mai des decât te prind, dar când te prind, ce vor să facă? Nu vină să stai lângă mine aici. Nu știu, poate la dumneavoastră se folosește un alt accent. Nu vină să stai aici. Și începe să-ți adoră, să-ți povestească. Și cu cât sunt mai în vârstă, cu atât sunt în stare să-ți povestească lucruri de la grădinița lor. Este remarcabil lucrul ăsta. Este ca un cerc, viața se închide. Și ne aduce aminte, dacă mă întrebați pe mine, nu mi-aduc aminte de vârsta de grădiniță. Sunt prea tânăr pentru asta. Dar când voi mai crește, probabil că o să-mi amintesc. Câți ani avea bărbatul de pe pat? 147 de ani. Știți ce putea să facă? Mă, copii, ia veniți voi aici. Haideți să vă povestesc eu ce-am trăit eu. Și dacă nu trăise Iacov o viață, dacă nu trăise o viață tumultoasă, o viață care a spart aproape fiecare barieră, o viață atât de agitată, o viață atât de interesantă, cine mai trăise o viață ca Iacov? Care dintre patriarhi mai avusese o viață ca el? Să vă povestesc cum am furat dreptul de întâi născut de la fratele meu. N-am făcut bine ce am făcut. Mi-a fost o frică. Am și fugit de acasă. Noroc că mama m-a trimis la... Să vă povestesc cum mi-am găsit nașul pe socră mea. Fiecare naș își are nașul. Să vă povestesc asta. Să vă povestesc cum într-o noapte m-am întâlnit cu Îngerul Domnului și nu l-am lăsat să plece până nu m-a binecuvântat. Să vă povestesc cum șchiopătez din noaptea aceea, dar am câștigat lupta. Să vă povestesc cât de frică mi-a fost când urma să mă întâlnesc cu fratele meu. Mi-a fost așa de mare frică încât mi-am lăsat familia în urmă și m-am dus
plin de bogății către fratele meu să-l înduple cumva, să nu mă omoare. Face ceva din asta Iacov? Nu. 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 Putea să le vorbească despre viitor, să le spună că viitorul lor este un viitor încărcat de semnificație. Că e adevărat, dacă te uiți la ei, poate doar Iosif e mai important, dar fiecare dintre ei vor forma o seminție dintr-un popor care și astăzi este cap și nu coadă. Deși au trecut milenii de atunci. Dar Iacov nu face nici asta. Se oprește în dreptul fiecăruia dintre ei și le spune un lucru care a trebuit trecut și astăzi cu caractere de aur în inima și în viața fiecăruia dintre noi. Caracterul contează. Ce fel de om devii contează. Uitați-vă felul care se raportează la Ruben, la Simeon și Levi, inclusiv la Iosif. Caracterul contează. Mă aud de generația de astăzi? Mă aud de generația din România care se află la 33 de ani de prosperitate, trăim mai bine decât și-au imaginat vreodată părinții noștri că putem trăi. Cei mai mulți dintre noi trăiesc acasă mai bine decât trăiau prinții medievali. Și cu toate astea, am mușcat din noi atât de tare materialismul și goana asta nebună după a avea, după a avea, după a avea. E mai important ceva decât a avea. Știi ce? Cine ești? Cine ai devenit? Caracterul contează. E mai important ceva decât mulțimea diplomelor pe care le ai. Știi ce? Caracterul. Că poți să fii medic celebru. Auzi, celebru. Poți să fii medicul acela pe care îl caută jumătate din România să vină de la unguri, ceea ce trebuie să recunoașteți o chestie grea. În Oradea să se vindece la tine. Și dacă n-ai caracter, ești în continuare un om de ocolit. Caracterul contează. Caracterul contează. Că este ceva mai important decât acumularea de avere, mai important decât acumularea de cunoștințe și de diplome și de onoruri, că este ceva mai important decât orice ce faci tu, mai important decât poziția socială, mai important decât aplauzele celorlalți, este ceva mai important decât, eu știu, reclama pe care ți-o pui în față. Acel lucru este caracterul tău. Ăsta este important. Că poți să ai cu două diplome mai puțin, dar să fii om de caracter. Că poți să fii un medic nu atât de celebru, să vină doar Aradul să se vindece la tine, dar să fii om de caracter. Caracterul, vrea să spună Iacov lui Ruben, Ruben, caracterul conta. Trebuia să înțelegi asta. Să nu renunți la caracter. Caracterul contează. De ce contează caracterul? Pentru că l-are partener de drum pe Dumnezeu. De aceea. Mă întreabă adesea tinerii, există viitor în România? Depinde cu cine călătorești. Depinde cine ți este partener de drum. Dacă crezi că diplomele tale îți vor da un viitor, s-ar putea, nu știu sigur, dar s-ar putea să te înșeli. Dacă crezi că banii părinților, că situația lor materială sau poziția lor socială te vor ajuta, s-ar putea să se întâmple. S-ar prea putea să nu. Dar dacă crezi că el, caracterul, ți-l atrage pe Dumnezeu în preajma ta și Dumnezeu îți poate da un viitor, cu siguranță nu te înșeli. El dă viitor și nădejde. El face drumuri prin pustie. El dă apă din stâncă. Îți va putea da viitor și în România. Binecuvântat să fie numele Lui. Întrebarea care se pune nu este dacă Dumnezeu poate să-ți dea viitor și nădejde. Întrebarea este, vei avea caracterul care să te susțină în poziția și locul în care te va duce Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este pregătit să te ducă. Dumnezeu este pregătit să-ți dea acel viitor extraordinar la care mintea ta încă nu s-a suit. Oricât de frumoase ar fi visurile tale, oricât de îndrăznețe ar fi planurile tale, oricât de mari ar fi dorințele pe care le ai, Dumnezeu poate să-ți dea mai mult decât atât. Poate să-ți deschidă uși, poate să te pună în situații și în circumstanțe, poate să te facă plăcut înaintea oamenilor, să-ți dea trecere înaintea sistemelor și autorităților. Marea întrebare nu este dacă Dumnezeu poate să facă asta, pentru că El poate tot. Marea întrebare este,
vei avea tu caracterul care să te susțină acolo? Caracterul care să-l aibă partener de drum pe Dumnezeu? Și zic din toată inima, Doamne, ajută-ne să prețuim caracterul. O, cât de puțin au zis amin. Ceilalți mă gândesc că sunteți tari în caracter. Doamne, ajută-ne să prețuim caracterul. Amin. Amin. Două lucruri înainte de a întreba. Unu, viitorul a început deja, nu-l mai aștepta. A venit. A venit. Este aici. Îl construiești cu mâinile tale, cu deciziile tale, avându-l partener de drum pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu călătorește cu oameni de caracter. Și acum că se grăbesc să plece, aș vrea să facem ceea ce am zis că facem. Mai sunteți în cameră? A plecat careva? Aș vrea să-i luăm pe rând și să-i întrebăm. Să nu credeți că sunt niște puștani. Da, încă nu știe ei prea bine ce e viața și lumea. Nici vorbă. Nu cel mai tânăr, dar printre cei mai tineri dintre ei, spun cercetătorii, în momentul acela era Iosif. Știți cât are Iosif în momentul ăsta? Între 47 și 50 de ani. Sunt oameni deja trecuți prin viață, cu anumite experiențe de viață, cu anumite momente mai bune sau mai rele. Oamenii modelați, transformați de deciziile pe care le-au luat, oameni care sunt afectați de decizii sau sunt ridicați de deciziile bune, afectați de deciziile rele pe care le-au luat, nu sunt niște puștani. Și acum, haideți să ne grăbim după Ruben. Uitați-vă la el, cel mai bătrân dintre ei. Ruben, care ar fi lecția majoră a vieții tale? Uitați-vă la ochii lui plânși. Eu cred că au fost plânși. Ruben nu era un bărbat rău. Ruben, spune-mi, care e lecția majoră a vieții tale? Și cred că Ruben ar spune așa, regulile contează. Află regulile, respectă regulile. Regulile contează. Mă aud de generația asta. Regulile contează. Libertatea se joacă după reguli, cea adevărată, care nu rănește. Mersul cu Dumnezeu se joacă după reguli. Află regulile, respectă regulile. Află regulile, respectă regulile. Uitați-vă cum începe textul. De fiecare dată când am citit textul ăsta, m-am gândit că mi-ar fi plăcut ca și tata să-mi zică mie la fel. Mă mai citesc o dată, întrebați-vă, v-ar fi plăcut ca tata să vă ia deoparte, poate bătrân deja, și să vă zică cuvintele astea pe care le zice la început lui Ruben? Zice, Ruben, tu, întâiul meu născut, pe mine mă atinge că eu sunt și primul născut. Întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele. Întâiul în vrednicie, era suficient să-mi zic atât, că deja inima mea era... Întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic. Ca apele. Ruben, în calea ta nu stă nimic. Ești atât de hotărât, ești atât de determinat, ești genul acela de persoană care, dacă îi pui în față o barieră, o dă la o parte, dacă îi închizi ușa, intră pe fereastră. Dacă îi închizi și ușa și pe fereastră, intră pe hor. Năvalnic, ca apele. Nu stă nimic în calea ta. Orice viitor ai putea avea, Ruben. Întâiul în vrednicie, întâiul în putere. Ruben, tu ești un om al unor mari promisiuni. Ești un om al unor mari promisiuni. Ați întâlnit astfel de oameni? Te uiți la ei și te întrebi, măi, ce a făcut Dumnezeu cu tine? De ce a răsturnat Dumnezeu carul darurilor sale atât de mult în dreptul tău? De ce ți-a dat așa de multe daruri? Am întâlnit oameni tineri în închidare, se pricep la tot. Dă-i un instrument și lasă-l două luni. Se întoarce cu el învățat. Oameni capabili, capabili. Dumnezeu parcă a dat mult, bogat, fără măsură, fără să se uite la darurile pe care le-a dat. Le-a dat acolo, le-a îndesat așa să încapă cât mai multe. Te uiți la ei, oameni care promit așa de mult. Tineri care promit așa de mult. Te uiți la ei și spui, măi, sunt bucuros că sunt părtaș al celeiași generații ca tine. Că sunt contemporan cu tine. Nu știu ce va face Dumnezeu cu tine, dar mă uit la viața ta acum. Mă uit la cât ți-a dat Dumnezeu astăzi. O, mărețe Dumnezeu! Bun e Dumnezeu! Te va duce pe niște culmi. Nici nu-mi pot să-mi închipui.
Așa era Ruben. Un om a unor promisiuni extraordinare, a unor promisiuni mărețe, pe care nu le împlinește. Pe care nu le împlinește. Ce a greșit Ruben? N-a respectat regulile. N-a respectat regulile. Oare m-am întrebat, a făcut o pasiune, ce reguli n-a respectat? A făcut o pasiune pentru una dintre țiitoarele tatălui său. M-am întrebat când a început Ruben să decidă, pentru că asta este o decizie. Să nu respecti regulile este o decizie. Când a început Ruben să decidă că regulile nu sunt și pentru el, vor fi pentru alții, vor fi pentru ăia cu daruri mai puține, dar nu pentru el. Poate că atunci când s-a uitat în oglindă și a văzut cât de mult a primit de la Dumnezeu, am întâlnit astfel de oameni, doborâți de propriile daruri, incapabili să se ridice la înălțimea darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Oameni care au primit mult, mult, mult și care au oferit în schimb lui Dumnezeu mărunțișuri, fărâmituri. Cu asta vii tu la Dumnezeu? Când ți-a dat așa de mult, tu vii cu atât de puțin? Ce-a greșit Ruben? Poate că a decis, în momentul în care s-a uitat la mulțimea darurilor lui, în momentul în care a văzut, a înțeles, el întâi născut, într-o vreme în care a fi întâiul născut conta, putea să se transforme în spiță regală, s-a uitat în oglindă și a zis, sunt un minunat. Ca mine mai rar. Cum cânt eu. Ha. Dar nici nu trebuie să repet. Cum predic eu. Extraordinar. Un minunat sunt. Ca atare, nu trebuie să respect regulile. Întâi un născut, om de bază pentru mama sa, om cu ochii deschiși, el este cel care vede nevoile mamei sale și aduce mandragorile de pe câmp. El este omul responsabil, ia apărarea lui Iosif atunci când frații săi decid să-l omoare și asumă responsabilitatea pentru Beniamin. Remarcați cuvintele pe care le folosește tatăl, întâi în vrednicie, întâi în putere, determinat, avea sentimentul că are așa de multe, că a primit așa de multe. Și cumva, insinuos, fără să-și dea seama, în inima lui s-a strecurat gândul, poate că regulile, nu toate regulile sunt pentru mine. Poate că îmi permit să calc una sau două, mi se va ierta, doar oamenii ăștia au nevoie de mine. Doar Dumnezeu are nevoie de mine, uite cât de mult mi-a dat, sigur voi avea un viitor măreț. Și a greșit regulile. Erau și pentru el. Și pentru el. Ruben, ascultă-mă. E adevărat că Dumnezeu ți-a dat mult. E adevărat că comparativ cu noi ăștia normalii, Dumnezeu a dat mult vieții tale. Dar multul acela aduce și multă responsabilitate. Ruben, mă auzi? Te rog, să nu cumva în inima ta să se ridice gândul că regulile lui Dumnezeu nu sunt toate și pentru tine. Tu trebuie să fii primul care le respectă. Trebuie să fii primul care nu hotărăște, care nu își permite să le calce nici măcar cu gândul Ruben, Domnul să-ți ajute și toată biserica să zică amin. Amin. Regulile sunt și pentru tine, chiar și atunci când ești un om minunat. Minunat. Dar permiteți să mergem mai în profunzime. Regulile sunt și pentru tine, chiar și atunci când ai suferit mult. Suferit mult. Să nu credeți că viața lui Ruben a fost o viață ușoară. Ruben este fiul Leei și Leia este soția pe care Iacov n-a iubit-o niciodată. Tata a călcat rar acasă. M-am întrebat oare ce a fost în inima băiatului ăstuia în momentul în care s-a dus cu mandragorele la mama sa în speranța că în noaptea aceea, că în seara aceea va veni tata acasă. Acasă. Oare nu cumva pasiunea asta otrăvitoare pe care a făcut-o pentru țiitoarea tatălui său vine din faptul că n-a văzut niciodată acasă dragoste, dragoste adevărată? N-a văzut cum arată ca mama să iubească pe tata și tata, mai ales tata, să-l iubească pe mama? Ruben a suferit mult. A avut multe lucruri peste care să treacă. Dar și atunci când ai suferit mult, și atunci când ești omul unor mari suferințe, a unor mari abuzuri,
unor mari momente de cumpănă, a unor mari poveri și atunci trebuie să respecti regulile. Mă auzi? Și atunci. Nu-ți permite nici măcar o secundă să zici, eu sunt diferit, viața mea e diferită, drumul meu a fost ciudat, a fost greu, a fost apăsător. Îmi permit să trăiesc de acum oriunde, abia am așteptat să scap de acasă, ca un resort, mă împinge arcul ăsta departe, voi trăi cum vreau eu, că până acum am fost un om abuzat, am fost un om călcat în picioare, am fost un om mințit, am fost un om vorbit de rău, am fost un om căruia i s-a turnat în ureche, în inimă și în minte tot soiul de lucruri rele, neadevărate, nu ești bun de nimic, nu vei face nimic cu viața ta, chiar dacă ai fost așa. Și tu trebuie să respecti regulile. Mă auzi? Te rog, ascultă-mă. Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să vindece inima ta. Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să frângă lanțul care te ține rob. Domnul Iisus Hristos are alifie pentru ochii tăi, are balsam pentru inima ta, are medicamentul necesar pentru sufletul tău. Vino la Domnul Iisus Hristos și nu-ți permite să trăiești oricum. Ascultă-mă. Nerespectarea regulilor de către tine nu-ți va face decât ție rău. E adevărat, acum, pentru un moment, te vei simți bine, te vei simți liber, te vei simți stăpân al vieții tale și peste 5 minute vei afla că, de fapt, ai adâncit robia, că, de fapt, ți-ai amărât și mai tare sufletul, că ți-ai adâncit și mai tare rănile. Tu trebuie să vii la Iisus Hristos cu inima ta, cu viața ta și să lași pe Domnul Hristos să te vindece, să lași pe Domnul Hristos să ridice povara de peste tine, să șoptească în ureche că ești prețios, pentru că te iubește, că ești prețios, pentru că și-a dat viața pentru tine, că te-a săpat în palmele sale, că ești al lui pentru veșnicia lui și că vrea să rămâi în curțile sale. Ascultă-mă, Ruben, și dacă ai suferit mult, nu-ți permite să calci regulile lui Dumnezeu, rămâi în ascultare și lasă-L pe Hristos să vindece sufletul tău. O, Ruben, dacă l-am oprit pe Ruben și l-am întrebat, Ruben, care este lecția majoră a vieții tale? Ruben ne-ar zice, respectă regulile. Indiferent de cine ești, indiferent de ce ai trăit, respectă regulile. Află regulile, respectă regulile. Următorii doi nu știu ce să facem, vă mărturisesc sincer. Mi-e și frică. Nu știu cum vi imaginați pe ăștia, pe Simeon și Levi. Îndrăznesc să vă spun cum îmi imaginez eu. Doi bărbați ca doi munți. Nici nu știi de unde va scoate următorul cuțit. Oricum vreo două are în mâini. Genul de oameni care dacă se supără, și ăștia se supără repede, adică repede le sare țandăra, rezolvă problema răsturnând masa, luându-se la bătaie. Ei nu stau de vorbă. Nu sunt oameni cu care te poți înțelege. Nu sunt oameni cu care poți negocia. Ei sunt oameni care au hotărât, au învățat în viața lor că problemele se rezolvă cu pumnul. Așa sunt ăștia doi. De asta remarcați cât de interesant și tulburător este totodată textul. Când ajunge în dreptul lor, aici zice că un om pe patul de moarte i-a iertat. Că Iacov pe patul de moarte i-a iertat, că a trecut peste, că a reușit să îi ierte pentru tot ceea ce a făcut rău. Nu-i cazul lui Iacov. Când se uită spre ei, simte din nou cum i-a pulsul razna. Când se uită spre ei, simte din nou cum îi crește tensiunea, cum se enervează instant. Și de aceea decide să se uită în altă parte. Eu așa simt pe Iacov că vorbește cu Simeon și Levi, uitându-se către Ruben, către ceilalți, că dacă se uită către ei, se enervează din nou și mai tare. Nu-i place de ei. Spuneam, remarcați că se schimbă verbele. Dacă cu Ruben îi zice, Ruben, întâiul meu născut, când vine vorba de Simeon și Levi, schimbă cu totul, zice, Simeon și Levi sunt frați. De parcă nici n-ar fi acolo. De parcă n-ar fi prezenți. De parcă ar povesti despre ei și ies plecați departe. Dar erau acolo. Dacă ne-am apropiat de ei, dar cu mare grijă, să nu-i stârnim. Auziți, dacă vreți, îngăduiți-ne și până o întrebare. Am vrea să vă întrebăm care e lecția dumneavoastră. Și dacă ăștia ne-ar și spune, fără să ne facă vreun rău, ne-ar zice așa, țineți sentimentele în frâu.
Nu te lăsa dominat de propriile simțăminte. Domină-le tu pe ele, nu ele pe tine. Sau în limbaj modern, inteligență emoțională. Să ai inteligență emoțională. Ce-au făcut ăștia? De ce era așa de supărat tatăl lor pe ei că nu-i iartă nici pe patul de moarte? Ce-au făcut atât de greșit? Incidentul nici măcar nu pleacă de la ei. Pleacă de la ei. Pleacă de la sora lor, Dina. Dina care a crescut și ea în casa lei, fără să vadă dragostea adevărată dintre părinți. Că tata era absent. Și a ieșit să vadă fetele țării și s-a îndrăgostit de Sihem. Și Sihem s-a îndrăgostit de ea. Și Sihem a luat-o. Când au venit acasă ăștia și-au aflat, s-au simțit trădați, înjosiți. Și fără să mai asculte pe nimeni, fără să mai pună nicio întrebare, fără să mai stea nici pe gânduri, și-au luat sabia și după ce le-au impus ăstora să se taie împrejur, când ăștia se refăceau, s-au dus și-au omorât tot. Vi puteți imagina venind la măcel plin de sânge, trăgându-și sabia după ei, dar bucuroși. Am rezolvat-o, tată. Ce ați făcut? Nu vor mai îndrăzni ăștia? Dar ce ați făcut? I-am omorât pe toți și vinile cailor le-am tăiat. Atât de furioși am fost. Remarcați cum vorbește Iacov despre ei? Zice că a fost prea turbată, prea fără milă. Nu vreau să intre mânia lor, au ucis oameni în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. N-au avut. Câte lecții putem învăța de la ei. Lecția asocierii greșite. M-am întrebat adeseori dacă nu erau împreună, dacă erau separat, ar mai fi devenit împreună ucigași? Important anturajul în care te miști. Foarte important. Lecția răutății. Ai sentimentul când te uiți la ei și cât de mari sunt, ai sentimentul că ei vor câștiga de fiecare dată, nu câștigă nimic. Nu răutatea moștenește pământul. Nu. Nu asta este calea. Dar asta este lecția majoră a vieților. S-au lăsat târâți de propriile sentimente. Și asta vreau să-ți spun în seara asta și ție și mie. Ai grijă la sentimentele tale. Ține-le în frâu. Nu te lăsa dominat de ele. Domină-le tu pe ele. Nu acționa pe baza sentimentelor. Nu te lăsa târât de propria furie, de propria îndrăgosteală de moment și să faci o prostie. Ține-ți sentimentele în frâu. Uitați-vă în text, ține-ți sentimentele în frâu și când ți se pare că ai dreptate. Ți se pare că ai dreptate, că n-ai greșit cu nimic, că ai făcut bine ceea ce ai făcut, că lor li se părea că au dreptate. Li se părea că este corect să facă așa, dar n-au întrebat-o pe Dina. Mă, fată, tu-l iubești pe ăla? Ăla te iubești? N-au întrebat-o, nu i-a apăsat de asta. Nu i-a întrebat nici pe tata. Tata, ce să facem? Să ne ducem? Să nu ne ducem? Nu l-au întrebat. N-au luat în calcul nimic. După asta, tata va trebui să-și facă bagajele și să plece de acolo, pentru că va deveni urât de către popoarele țării, se va teme pentru viața lui. N-au întrebat pe nimeni. Ține sentimentele în frâu și atunci când ți se pare că ai dreptate, de câte ori bărbații nu vin acasă mânioși pentru tot ceea ce au trăit și sunt gata să-și reverse mânia aceea împotriva soțului, soției, împotriva copiilor și adeseori îi pedepsesc, nu pentru că ăștia sunt vinovați, ci pentru că s-a întâmplat tot soiul de nenorociri în viața lor și caută nenorocirile alea o cale de ieșire. Ține sentimentele în frâu, nu te lăsa dominat de ele. De ce vrei să-ți otrăvești copilul cu propriile gânduri, cu propriile simțăminte care te domină? Domină-le tu pe ele. Mai trebuie să înghiți câteva cuvinte. Înghită-le. Mai trebuie să renunți, să numeri până la 20, nu doar până la 9. Numără, dar țineți sentimentele în frâu. Și atunci când ți se pare că ai dreptate, mai vin tinerii cu toate și spune: frate, dar ne iubim. Ce faceți? Ne iubim. Dar știi că nu e din poporul Domnului. Da, dar ne iubim. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Că te domină în momentul acela simțământul tău. Că ești purtat, că ești dus, că ești copleșit de propriile sentimente. Ți se pare că ai dreptate. Că da, trebuie să fie așa. Dar e corect să faci așa, pentru că e viața ta și că nimeni n-ar trebui să se bage. Da, este viața ta, dar de ce vrei să ne norocești?
ducându-te doar pe sentimentele tale, fără să pui un pic de rațiune acolo, fără să pui un pic de rugăciune, fără să pui un pic de sfat de la oameni înțelepți, fără să pui un pic de căutare a binecuvântării părinților. De ce vrei să te nenorocești? Țineți sentimentele în frâu. Și atunci când ți se pare că ai dreptate. Și mai e ceva. Ține sentimentele în frâu și calculează de fiecare dată consecințele. Ei n-au calculat nimic. Nu s-au gândit la Dina, nu s-au gândit la tatăl lor, nu s-au gândit la nimic. Există un proverb celebru care zice: niciun om nu este o insulă. Noi toți suntem legați de tot soiul de conexiuni unul de celălalt. Ce fac eu afectează copiii mei, afectează familia mea, părinții mei, afectează biserica în care slujesc, afectează oamenii pe care am slujit atâta vreme. Ce fac eu afectează așa de mulți oameni. De aceea trebuie să fiu stăpân peste emoțiile și sentimentele mele, că nu vreau să sufere ei, nu vreau să sufăr nici eu, dar nu vreau să-i afectez nici pe ei. Le-am spus adeseori tinerilor, mai în glumă, mai în serios. Știți, eu am fost lider de tineret o vreme și le ziceam că te duci la întâlnire. Pe, du-te. Dar acolo când te așezi pe banca din parc, să știi că în parcul de lângă bancă sunt suiți toți oamenii. Ai în vârf comitetul bisericii. Pe ramura din dreapta toată familia, toată familia ta. Pe ramura din stânga toată familia lui, toată familia lui. Și apoi toți oamenii care vă iubesc sunt acolo. Pentru că ceea ce decideți voi îi afectează pe toți cei care s-au urcat în copac. Țineți sentimentele în frâu. Și câteodată asta este o bătălie teribilă. Dar zic, Doamne, ajută-ne! Zic toți tinerii, amin? Doamne, ajută-ne! Amin. Puțin a fost, mai zic o dată. Doamne, ajută-ne! Amin. Amin. Dacă l-am întrebat pe Ruben, care e lecția majoră a vieții lui, ne-a zice: respectă regulile. Află regulile și respectă regulile. Dacă i-am întrebat pe Simeon și Levi, ne-ar zice: țineți sentimentele în frâu. Dezvoltă o inteligență emoțională. Și aș vrea să ne apropiem de ultimul. Dar vreau să facem înainte... Mai sunteți în cameră? Vreau să facem un experiment. Trageți aer în piept. Miroase a parfum scump. Cineva s-a parfumat aici cu parfum din ăla de rege. Uitați-vă atent. În jurul patului, toți parcă seamănă. Unul singur e diferit. Diferit. Îmbrăcat diferit. Stă, are statură princiară. Zâmbește reținut. Vă aduceți aminte de soldații de care spuneam înainte că sunt pe drum și că sunt în curte și că sunt în cameră în fiecare colț? Știți de ce sunt acolo? Puterea imaginației. Pentru că Iacov, nu le pasă de Iacov. Pentru că Simeon, nici vorbă, nici de aceea nu le pasă. Sunt acolo pentru că astăzi, în vizită la tatălui, este prințul Egiptului. Iar el nu pleacă niciodată fără gardă. Mai ales când este stăpân peste resursele de viață și de moarte ale poporului întreg. Este un om important. Când uitați la el, nu seamănă cu niciunul dintre ei. Nu seamănă. Dacă vă apropiați de el și îl întrebați: Iosif, care este lecția majoră a vieții tale? Ce ne-ai putea spune tu după tot ceea ce ai trăit, că și tu ai trăit multe? Iosif ne-ar zice așa: ai încredere în Dumnezeu până la capăt. Ai încredere în Dumnezeu până la capăt. Iosif, dintre toți, deși nu pare, acum e îmbrăcat frumos, miroase bine, are statut, are ținută, deși nu pare, dintre toți, Iosif a suferit cel mai mult. Luați la oaltă toți copiii lui Iacov și Iosif, Iosif a suferit mai mult decât toți ceilalți. Deși nu pare, Iosif este singurul care n-a crescut la ușa tatălui său. Iosif a crescut în școala lui Dumnezeu. Și deși e romantic astăzi să ne spunem tinerilor: intrați în școala lui Dumnezeu, va fi bine, vreau să vă spun în această după-amiază, cu toată responsabilitatea, școala lui Dumnezeu nu este ușoară. Nu este ușoară. Dar este singura școală care scoate prinți. E singura școală care te face moștenitor al cerului. Uitați-vă la Iosif. Stați de vorbă cu el. Cred că ar fi genul de om cu care ai putea să stai de vorbă. Întrebați-l pe Iosif: Iosif, spune-mi când ți-a fost cel mai greu în viață.
Când ai simțit că gata, vrei să renunți, că gata, vrei să renunți la reguli, că gata, te lași pornit, dus de sentimentele tale, de plăcerile de moment, când te-a simțit Iosif cel mai rău în viață, când ți-a fost cel mai rău, să fi fost atunci când ai fost aruncat în groapă de către frații tăi, ce te-a durut mai tare, Iosif, atunci? Să te fi durut faptul că te lăsau să mori sau să te fi durut faptul că te lăsau să mori frații tăi? Ce de sânge cu tine, Iosif, te rog să-mi povestești cum a fost în caravana aia. Cum te-ai gândit la tine și la toate promisiunile pe care Dumnezeu ți le-a făcut? Că eu am tineri, Iosif, în biserică, care întorc spatele lui Dumnezeu după 2 săptămâni. După 2 săptămâni de rugăciuni și cereri, că Dumnezeu a îndrăznit după 2 săptămâni să nu le răspundă. Iosif, vreau să știu cum te-ai dus tu legat în caravana izmaeliților spre piața din Egipt. Vreau să știu cum te simți să fii vândut în piață, să-ți fie măsurați mușchii, văzuți dinții, să vezi dacă e sănătos. Iosif, vreau să știu cum e Iosif să lucrezi pe brânci în casa stăpânului tău și să fie nevoie ca drept răsplată din cauza uneia care seamănă cu frații tăi, cu Simeon și Levi, să trebuiască să renunți la toată munca și să te duci în închisoare. Iosif, spune și mie secretul, cum ți-ai păstrat inima bună în închisoare? Cum te-ai reușit să vezi nevoile celor din jurul tău în închisoare? Iosif, care este lecția vieții tale? Și Iosif vă va spune, a existat o singură constantă în viața mea. Eu am urcat mult, dar am coborât și în văi adânci. Și a existat o singură constantă în viața mea. Dumnezeu. Dumnezeu. Am știut, am crezut că nu sunt doar un praf de fir pe marea, un fir de praf pe marea cumpănă și roata vieții. Am crezut că Dumnezeu mă vede, că Dumnezeu cântărește viața mea. Am crezut că cel care promite știe să-și împlinească promisiunea. Am crezut în Dumnezeu până la capăt. Am strâns din dinți și am respectat regulile Lui. Am fugit de femeia aceea din drag de Dumnezeu. Am știut că un singur lucru, o singură persoană, n-am voie să trădez în viața mea și aceea este Dumnezeu. E adevărat, lecțiile din școala lui Dumnezeu au fost dure pentru mine. Dar dacă mă întrebați acum, v-ar spune Iosif, dacă aș lua-o de la capăt, v-ar spune de 1000 de ori că da, că da, pentru că e credincios Dumnezeu. A spune că ceea ce face Dumnezeu este bine, cu desăvârșit, cu desăvârșire bine. Va spune Iosif fraților săi, e adevărat, voi ați vrut să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a întors răul spre bine. Asta face Dumnezeu. Acolo, în curte, înconjurați de soldați care îl păzesc pe prințul Egiptului, Iosif va spune cu bucurie, cu zâmbet pe fața lui, încrede-te în Dumnezeu. Chiar dacă n-ai nimic, eu n-am mai avut nimic, nici tată, nici familie, chiar dacă sufletul ți-e prăpădit de necaz, de durere, eu așa l-am avut, frații mei mă vânduseră după ce se hotărâseră să mă lasă să moar. Chiar dacă oamenii câteodată pornesc împotriva ta, l-am avut pe Dumnezeu. Și asta a făcut diferența. Ai încredere în Dumnezeu. Te chem în seara asta să pleci de la conferința asta, să pleci de la seara asta spunându-ți un singur lucru. Vreau să am încredere în tine. Vreau să te iubesc din toată ființa mea, să te respect cu tot trupul meu, cu toată mintea mea. Vreau să călătoresc cu tine. Ascultă-mă, Doamne, eu nu știu pe ce drum mă vei purta. Nu știu în ce bancă mă vei pune și nu știu câți ani mă vei ține în școala ta. Dar îți promit, îți spun astăzi, că vreau să rămân acolo până la capăt. Și dacă va veni un moment în care voi vrea să fug, te rog ca mâna ta cea puternică să mă tragă înapoi, că vreau să rămân al tău pentru totdeauna al tău. Te întreb în seara asta unde ești. Cine ești? Ești Ruben? Respectă regulile. E Simeon și Levi? Ține-ți sentimentele în frâu. Ești Iosif? În ce etapă ești Iosif?
în etapa în care e vândut de frații săi, în etapa în care muncește pe brânci încercând să construiască un viitor, în etapa în care oamenii ți-au închis ușa în nas și cei care nu meritau au luat dreptul tău și tu n-ai luat decât nimicul? În ce etapă ești, Iosif? Spun, crede în Dumnezeu. Ce-ți va întinde Dumnezeu va fi bun, cu desăvârșire bun. Ai încredere în Dumnezeu. Tu de aici, de pe prima bancă, așa ca și dumitale de acolo, din colț și de pe ultima bancă, aveți încredere în Dumnezeu. Ăsta e mesajul care am venit din Arad și cu ăsta nu vreau să plec, vreau să vi-l spun fiecăruia dintre dumneavoastră. Aveți încredere în Dumnezeu. Și aș vrea în următoarea rugăciune să facem tocmai asta. Să-i spunem, mă încred în tine. Nu știu care e drumul meu, drumul tău acum, știu cum e drumul meu, dar vreau în fiecare moment să-i spun lui Dumnezeu, mă încred în tine. Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce o fi, în orice zi, știu că Cerescul Tată, ziceți noastră cum, m-a călăuzit. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și fiecare dintre noi în cuvintele Lui se spună lui Dumnezeu ce simte și ce hotărăște. Și Domnul cel bun să ne asculte și să ne primească.